Tocmai ce s-a adăugat un nou update pe OG Land și sincer chiar vreau să-l descoperim împreună pentru că este super interesant și de câte am înțeles este legat de mașini. Așa că mă băiești fete, haideți să nu mai stăm la discuții și să trecem la treabă cu videoclipul. Bun, mă băiești fete, am revenit, suntem pe OG Land România. Aveți toate detaliile de conectare în descriere și tot ce trebuie, toate detaliile despre server și vreau să spun că băieții au făcut un update super, super interesant la mașini. Acest video o să fie mare parte legate de mașini, dar o să povestim și puțin despre Daily Rewards. Puteți vedea acum pe ecran tocmai ce am intrat ieri pe server și am primit un reward. Astăzi am primit un reward în valoare de 1000 de dolari și am primit și o mașină super, super interesantă, deoarece avem level. Odată la câteva vele o să vă dea ceva cadouri. De exemplu, mie mi-a picat un Mercedes, o să vedem mai exact ce Mercedes ne-a picat și dacă o să putem tuna și vreau să vă spun că avem niște chestii super, super interesante în inventar. Mă scuzați că puțin o să se mai blocheze mouse-ul pe ecran, o să urmeze să-mi cumpăr al mouse pentru că acesta de la Kirisa că am stricat în urma jocurilor de PUBG. Asta este o altă problemă, dar nu intrăm în detalii. Avem aici frumosul nostru Honda pe care cu siguranță știți din videoclipurile anterioare cu OG Land. Haideți să mergem noi puțin, mă băi și fete, până jos la showroom, în față la showroom, ca să ne scoatem noi mașinuța noastră. Este un Mercedes, dar din câte am văzut eu acolo, este ceva model de genul, cred că este fix la fel, A45. Cred că A-clasul este, sunt toate modelele, cum se cheamă, cele scurte, dar hai să le vedem noi aici frumos. Deci noi avem un Audi, un Honda, un Subaru și un Mercedes-Benz A45. Haideți să-l paunăm, vedem care are 0 km tot ce trebuie, dar am observat că este stock, adică, sincer, și stock arată super, super frumos în unul de ăsta și văd că este și AMG, interiorul foarte, foarte frumos și haideți să mergem noi la Benny aici puțin să îl tunăm. Salut, frate, salut! Salut, facem o liniuță? Bă, urma să o tunez, da? Păi nu tuna, frate. Hai să-i dăm. Bă, asta ține 7 zile. Bă, dar fuge de pe loc. Fuge, fuge, vezi că asta ține 7 zile, nu se merită să o tunezi. Ah, ok, ok, vreau să o tunez așa un pic, știi, să văd cam ce se pot să-i modifica la aia. Da, da, te și vezi, dar ține 7 zile după aia ți-o ia din ce știu. Da, 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 înțeleg, înțeleg. 200, îi dă 2 și nu mai trece, de 204. What the fuck are episode? Ah, ok, ok, bine. No, mersi frumos. N-ai pentru ce, seara bună, te pup. Auzim, te pup. Deci cam 200, un top speed ar fi la această mașină în stoc. Bă, e destul de ok, având în vedere că, na, este și 7 zile de toate mașinile de la Rewards, din câte știu eu, de la nivele, sunt pe zile, adică sunt temporare. Dar nu ar fi asta o mare, mare problemă, pentru că noi tot o să tunăm, să vedem puțin cum se tunează, că vreau eu să vă arăt ceva mai interesant. Avem noi aici în inventar, avem un kit road și un kit A-Ride. Ce fac aceste două lucruri? O să vedeți în momentele ce urmează, pentru că se tunează super, super interesant. O să o punem noi undeva pe aici și hai să vedem noi ce putem modifica la acest Mercedes, că na, este și stock. Ia să vedem dacă putem face ceva la bumpere, nu, exhaust, nu, fender, nu. Sincer, arată ea super, super interesant așa cum este. Adică nu știu neapărat dacă este în showroom sau nu, dar probabil este. Să-i punem chestiile acestea, race transmission pe full suspension, o să pun competition pentru că o să o lăsăm noi mai jos acolo. De asta avem și noi kitul de A-Ride și tot ce trebuie. O să-i punem și armura aici frumos, hai să punem și brakes. Și sincer aici la jante aș pune ceva mai interesant, ceva, un BBS ceva. Nu știu, hai să facem la videoclipul ăsta peste 100 like-uri și o să continuăm seria pe OG Land, pentru că sunt foarte, foarte multe chestii de arătat pe acest server și chiar băieții se țin de treabă și chiar mă bucur acest lucru. Adică după cum puteți observa, este sâmbătă, ora 21 și sunt 197 de player, sunt chiar peste 250 și chiar este super, super tare pentru că au crescut băieții super, super mult și chiar mă bucur acest lucru pentru că vă spun sincer, băieții chiar pun pasiune în acest server, chiar merită apreciat acest lucru și probabil ați văzut că ultimele videoclipuri în mare parte le-am postat doar pe RGMP, dar mi se pare că este o platformă super, super tare, care chiar merită mai multă atenție pentru că este ceva nou în lumea românilor, adică, na, probabil în alte țări deja RGMP-ul este învechit pentru că a apărut și altă platformă, alt vânt, câte știu eu, dar oricum RGMP este super, super tare și chiar îmi place super mult că acum merg și modurile de grafică. Să scrieți în comentarii dacă doriți să facem un tutorial la modurile de grafică, să vedeți puțin cum se instalează Natural Vision Evolved, pentru că este o bătaie de cap puțin mai mare decât la 5M. Uite, sincer să fiu, cred că o să le las acestea, Dash Whip sau Cosmo. Uite, Dash Whip astea mi se par mai interesante. O să le punem aici, hai să ne facem și o culoare, nu știu sincer
Pe negru așa, bă, sincer, dă bine. Hai să o lăsăm pe roșu atunci. O lăsăm așa pe roșu, stați așa, că iar mi-a murit mouse-ul. Wheel colors e pe negru, window tint. Și o să dau pe bui și acum, în mare parte, noi am tunat-o în afară de culoare. Am uitat să-i dau bui la culoare, e bine. Perfect, bă, băi și fete, am scos-o aici frumos. Și haideți să ne punem noi undeva pe aici, ca să nu-i deranjăm pe băiți acolo în interior. O să o parchez fix aici. Și noi acum, dacă o să dăm pe alături pentru a deschide inventarul și o să mergem la kit roți pe folosește. Shit, aparent trebuie să fim în interior. Nu am știut sincer să fiu. Și hai să ne deschidem noi pe alături aici frumos kit roți folosește și avem noi aici configurare roți și de pe consolă putem noi să ne deblocăm mouse-ul și de aici putem observa noi că avem un unghi roți care înseamnă un camber, putem să facem stencil și tot ce trebuie. Sincer mi se pare super super tare această chestie. O să-i pun sincer niște distanțiere și probabil cu un unghi de roți. Ia să vedem noi așa ceva să se potrivească pe mașina asta. Ceva distanțiere să dea aici perfect la linie. Puțin interior ar veni ceva de genul. Ia fii atent aici cum arată. Bă, parcă e altă mașină sincer și putem modifica și suspensia. Deci ca mașina era stocam așa și suspensia asta sincer merită toți banii. Pentru că uitați ce look agresiv i-a dat la mașină. Deci sincer să fiu chiar arată într-un mare fel acum. Uite, o să pun ceva de genul ăsta ca să dea la perfectă linie. Mamă, mamă, sincer chiar arată super, super bine. O să mai las eu puțin așa frumos. Dar oricum avem și kitul de A-Ride. Adică noi acum putem să salvăm această configurație. Am salvat configurația roților. Și acum putem să ne selectăm și un A-Ride. Stați așa puțin să mergem noi înapoi. Pentru că voi dacă nu aveți A-Ride-ul pus, nu o să mai puteți da din săgeți sus în jos mașina cum ar veni. O să ne dăm noi rapid de aici kit A-Ride-ul și acum o să ieșim din showroom pentru a nu deranja pe băieți. Și acum suspensia poate fi controlată pe săgețile sus și jos, adică noi dacă o să dăm pe up arrow și down arrow putem observa că mașina se lasă jos, putem să o lăsăm pe burtă. Ia uitați-mă băieți cum se vede. Bă, sincer chiar dă super super bine pe acest A45, nu m-am așteptat să fie așa de frumos. Ia să lăsăm noi aici frumos. Mamă, cum intră, mă, fix sub jantă, sincer chiar super super tare. Mă, băi și fete, băieți au adăugat aici pe OG Land la showroom băieții și o să mergem chiar acum să le vedem, dar până atunci ne mai uităm noi puțin la 45-ul nostru frumos. Păcat că peste 6 zile 7 expiră, dar nu este asta o mare problemă și haideți să mergem aici la showroom să vedem ce mașină au adăugat băieții. Vreau să spun că pe majoritatea mașinilor acum au modificat sunetele, adică sunt o grămadă de mașini cu sunetele custom. Nu știu, hai să mergem de exemplu dacă tot avem acum un Mercedes, să mergem la un Mercedes, nu știu să-i zic așa, un Mercedes, uite AMG GT63, să vedem cum este, putem să-i dăm inspect și pe enter putem să-i dăm un drive test, pe bune punem centura și auziți cum sună. Mamă, sună într-un mare fel, nu aveți ce să ziceți, sincer, e chiar super, super tare. Nu înțeleg de ce mi se văd liniile astea atât de albastre, cu siguranță o să le rezolv din următorul video, chiar îmi pare rău dacă vă deranjează. Dar sincer, bă, e super super tare. Chiar îmi place ce au făcut băieții. Adică se vede că pun suflet în acest server și chiar le este. Și asta așa că era o mașină nouă care mi-au spus băieții că au băgat-o acum mai exact de la Lamborghini. Este Lambo ăla foarte foarte șmecher care îmi place mie super super mult. Uite galardul ăsta din 2013, sincer, arată super super bine, chiar îmi place. Adică nu știu, cred că galardul este unul dintre Lamborghini-le mele preferate. Stați așa că nu prea cred că mă au eu, mamă, iară ne-a murit mouse-ul. Mamă, cum s-au dubit, eu nu pot să cred. Imaginați-vă un kit de distanțiere, un camber pe ăsta așa lăsat jos, mamă, mamă. E genial, sincer să fiu. Bă, băi și fete, viața de YouTuber ne-a lovit și i-am scris lui Masiv să ne dea 500.000, dar Masiv, dacă te-ai la acest video, îmi cer scuze că mi-ai dat 500.000, dar am văzut la aici la bagă că am 2 milioane aproape chiar. Chiar îmi pare extrem de rău, așa că hai să ne scoatem aici 500.000 și să mergem să ne cumpărăm acel galardo, pentru că dacă s-a pus așa ochii atât de mult pe el, să-l cumpărăm. Am zis de ce nu, hai să mergem să-l cumpărăm și și ne-a dat aici frumos și un kit road și un kit A-Ride. Să vedem puțin cum se tunează, că sincer sunt chiar foarte curios și probabil v-am făcut și pe voi curioși. Inspect, cumpără, gata băiți, s-a dus și 1.000.000 din bancă. Lamborghini unul galardul este a nostru, avem și kit A-Ride, avem și tot ce trebuie. Și să vedem acum cum iese, nu știu dacă o să-i pun jante BBS sau nu, o să vedem acest lucru. Moșule, moș. Da. Te rog și ceva, un casă și curat. Ia zi. Mă ajungi și pe mine cu niște bonuri? N-am, vă rog. A, veri, uite, a, mersi oricum. Hai mă să-ți dau. Îmi dai, moșule? Da.
că dai tu acolo, să vrei să-mi dai și mie, să mă ajungi pe mine. Mă, mă, mersi mult șeful meu. Să-ți dă Dumnezeu sănătate. Doamne. Nu știu, că acum am cumpărat-o. Ce, șeful meu? Acum am cumpărat-o, nu știu. Mă duc să o tunez și poate vin înapoi, văd. Pe mare parte văd că modificări nu prea pot să-i faci, adică nici nu prea cred că există vreun kit pentru acest galardo în realitate, adică probabil există, dar nu oficiale, nu știu cum ar fi, de exemplu, Mercedes Brabus. Acum sper doar să nu zic prostii. Ok, deci cam așa arată mașinuța noastră. Sincer, arată într-un mare fel cu negru ăsta, nu m-am așteptat să iasă așa. Așa că hai să mergem noi pe alt și să mergem la kit roți folosește. Și hai să le punem aici, nu știu, un unghi de la pervers așa, ceva distanțiere. Uite așa, cred că dă super, super bine, nici nu mai schimb. Îi dau direct și hai să punem și kitul de A-Ride, frumos. Am instalat cu succes un kit A-Ride. Și acum doar ne jucăm cu ea. Ia uite aici, mă, ticule. Mamă, ce-mi place, what the fuck? Bro, e genială mașina asta, bro. Mă, băi, și fete, cam aici se încheie și acest videoclip. Ia stați așa puțin să o ridicăm ca să intrăm aici pe străduța asta. Cam aici se încheie și acest videoclip. Vreau să vă mulțumesc dacă ați stat până la final. Dacă ați stat până la final, nu uitați să lăsați un emoji, nu știu, cu o inimă roșie și o inimă neagră pentru Mercedes-ul și pentru Lambo-ul acesta în comentarii. Deci, mă, băi și fete, nu uitați că toate detaliile la server le aveți în descriere. Nu am fost Lips Rădăica. Vă salut, pa, pa. Păi și nu vezi ce fac, mă? Nu ți se pare că dau drumul de aici? Stați cu cine vorbește așa? Mă!